În anul 2019 s-au împlinit 105 ani de prezență baptistă pe plaier bănățene a Zoltului, un sat la poale Padeșului, la sfârșit de drumuri, cunoscut în vechime Blidul de Aur. Istoricul baptist Bel Vasile ajunge din Marea Mureș dis de dimineață pe Valea Zoltului. Invitați din mai multe părți a țării încep să ajungă la festivitățile Zoltului. Președintele Comunității Baptiste din Timișoara, Ionel Tuțac, secretarul Comunității Baptiste de Arad, Pavel Gag, păstorul Crinel Ignat din Căpălnaș și muzicianul Vasile Micula, printre primii, așteptând restul invitaților. Sorin Stoia ajunge și el la această sărbătoare. Fanfara Bisericii Baptiste Harul din Lugos a ajuns pregătindu-se pentru un mic concert la această festivitate. Vidoni Damian, un glăbnar de la Timișoara, și el a ajuns la Zolt. Oaspeți de pretutindeni încep să vină la Zolt. Au venit din București, din Arad, Maramureș, Timișoara, satele vecine, toți au venit la Zolt la o sărbătoare deosebită. Unii au încercat să se apere de roasele soarelui la umbra pomilor pe Valea Zoltului. Fanfara și ea în așteptarea unui început istoric. Din numărul invitaților se numără și primarul Comunei Fârdea, Samuel Lupulescu. Băiatul fostului păstor care a servit și slujit pe Valea Zoltului. Împreună cu el au fost prezenți și Costel Medelian, primarul Tomeștiului, și Dumitru Pecora, primarul din Barna. Cu cântare, rugăciune, s-a început un program deosebit. Ionel Tuțac, președintele Comunității Baptiste de Timișoara, a încurajat la închinare. S-au făcut fotografii, s-a luat aminte, s-a adus mulțumire pentru mărturia adusă pe aceste meleaguri de mai bine de 105 ani. Evenimentul a fost filmat și a ajuns să fie o amintire pentru această generație. O generație care reprezintă lucrarea înaintașilor noștri la Glanna și la Zolt. Mulți din cei prezenți sunt strănepoții celor care fără frică s-au numit pocăiții de pe Valea Zoltului. Păsării cerului au fost martire la acest eveniment. Demnitari au fost martori. Au fost invitați chiar și din America și din Brazilia. Soarele bătea puternic. Căldură mare. Însă toți s-au bucurat să fie prezenți la această sărbătoare. Urmașii din familia Hipu de la Glarne au fost acolo.
nepoți din America, din familia lui Obeadă, din casa lui Vețan, au fost la Zolt. Sorin Străianu, Caius, Emma, am avut și de la biserica din marginea. Au fost toți să prezinte și să fie martori acestui eveniment. Copiii s-au bucurat și ei cu această ocazie. Camerele de filmat și fotografiat au păstrat amintirea acestor momente. Am ajuns să filmez și să mă bucur să captez imagini deosebite. Imaginile unei binecuvântări a copiilor pe Valea Zoltului. Din Arad, pastorul Pavel Gag a adus cuvântul lui Dumnezeu pentru binecuvântarea copiilor a unei strănepoate din familia Obeadă, chiar aici, în fața grajului lui Roma. Păstorul Ovidiu Onaș a rugat pe Domnul să binecuvânteze pe toți copiii prezenți, toți aduși în față, să primească binecuvântarea lui Dumnezeu. O mărturie deosebită în învățătura Domnului Iisus, care spune: lăsați să vină copiii la mine. Străbunii noștri din veșnicii poate că au reușit să vadă aceste momente deosebite. Păstorul Ionel Tuțac a predicat Evanghelia cu putere. A fost o zi deosebită. Vasile Micula, unul din cei mai buni și mai mari cântăreți bănățeni, a fost la Zolt. A adus mărturie prin cântare. Au fost mulți. De la seminarul din București, seminarul teologic, Daniel Fodorean vine la Zolt și citește mesajul președintelui cultului baptist din România, un mesaj special pentru Zolt. Din America, un mare compozitor este tradus. Mărturisind că așa ceva este foarte rar și n-am mai văzut. În biserică, la sfârșitul programului, s-au semnat 3 Biblii, rămânând ca o amintire acestui eveniment deosebit. O Biblie a mers spre Muzeul Bibliei, o altă Biblie a rămas în biserica din Zolt, iar a treia a ajuns pe meleagurile americane în casa familiei Obeadă. Damian Vidoni a semnat și el, unul din strănepoții înaintașilor noștri din Gladna, care de la Timișoara a făcut un efort deosebit să vină la Zolt. Păstorul Jupuneștiului a fost la Zolt. La sfârșit, toți, ca o familie mare, mare, am făcut niște fotografii în fața casei de rugăciune din Zolt, acelei clădiri care a fost cunoscută la început ca grajdul lui Roma. La 1935, grajdul Roma devine casă de rugăciune.
păstrând tradiția familiei Obeadă, care la 1780 doi cniaji ajung să doneze și să dea creștinătății ortodoxe Biserica de Lemn din Zolt. Fețele celor prezenți spun totul. Bucurie. Mulțumire. O părtășie deosebită care va fi de neuitat pentru noi până vom ajunge sus la poarta cerului, unde înaintașii noștri ne vor aștepta în prezența Domnului nostru, Iisus Hristos. Directorul liceului, a școlii din Fârdea, a fost și el. A fost la Zolt. Istoricul Bel Vasile s-a bucurat mult să fie parte la această sărbătoare. O masă a fost întinsă, o masă de dragoste, unde toți au fost invitați să nu plece pe stomacul gol spre casă, așa cum bunicul meu avea o tradiție. Cine venea în casă, în casa lui, nu putea să plece nemâncat. În tradiția bunicilor mei, înaintașilor noștri, toți s-au bucurat de o mâncare caldă. Toți au fost primiți cu bucurie. Unii au primit niște diplome speciale din partea comunității de Timișoara și a organizației Vax Day Ministry ca o mărturie și o mulțumire pentru prezența lor și ceea ce au făcut ei pentru Zolt. Fiecare certificat a avut nu numai semnăturile președinților de misiune și a comunității, dar și un ban de pe timpul Domnului Iisus. Un lucru deosebit care să fie adus aminte. La Zolt a fost bucurie și mulți au primit un mic dar de mulțumire. Mărturia Evangheliei a fost purtată până în zilele noastre datorită acelor care au primit mesajul credinței și chemarea de a trăi pentru Hristos. Copiii s-au bucurat și ei la masă. Ion Damian, strănepotul primului păstor de pe Valea Zoltului, Valeriu Măstecănianu, un strănepot care e păstor, a venit la Zolt. Locul unde străbunicul lui a predicat cu putere Evanghelia. S-a petrecut un timp deosebit, o părtășie deosebită. Caius Vețan a ajutat la mese, un văr deosebit. Ionel Vețan a organizat și s-a străbătut și a încercat să facă totul ca tot să fie primiți bine. La sfârșit a venit și un sfârșit. A trebuit să ne luăm la revedere. Unul câte unul au plecat spre casele lor. Nu a fost așa de ușor despărțirea. Fratele Damian Vidoni, încercând să îmi dea numărul de telefon, să ținem contact. Neamurile noastre merg zeci de ani în vechime, într-o prietenie și frățietate deosebită.
Unchiul Remus, își ia la revedere. Vasile și prietenul meu Nelu, își ia la revedere, trebuie să meargă în continuare la alte lucrări. După amiaza, trebuie să ne întâlnim la Fârdea, dar el mai trebuie să mai fie și în alte locuri. Primarul din Barna, Dumitru Pecora, spune la revedere. Unul câte unul își spun la revedere, Aurica. Primarii, toți mulțumiți de bucuria Zoltului. Doctorul Daniel Fodoreanu de la București și el trebuie să plece. Fiecare și-a la revedere. Soția, pentru prima dată în 38 de ani, a fost și ea prezentă la Zolt. Să fie martoră la o bucurie deosebită. Neamul a fost acolo. Aurica, o femeie deosebită care a lucrat mult pentru Zolt și pentru misiunea organizată pe meleagurile Zoltului. Încet, încet, în fața căminului cultural, ajungem să ne luăm la revedere. De neuitat este contribuția familiei Obiadă Ion, al lui Ionel, al lui Ana, pentru ceea ce au făcut ei în Zolt, în păstrarea mărturiei Evangheliei pe aceste meleaguri. Acestea sunt imaginile istorice în fotografie.